Hăți, cu bună dimineața vlog. Meci mare astăzi pentru România, joacă cu Olanda. Mergem astăzi să vedem meciul la arenele romane, dar înainte de asta mergem să facem un interviu mișto cu Drăgușin, nu cu Radu Drăgușin, ci cu fratele lui. Între timp, noi am promis data trecută că o să-i aducem un tricou de la noi. Haideți să căutăm, că nu mai știu care era tricou. Cine să-i aducem? Cu Mutu? Cu Ilie, mă? Cu Adrian Ilie să-i aducem unul? Gata, ne-am decis. Ăsta e tricou, pentru că lui Drăgușin îi place foarte mult Inter Milan și am ales tricoul acesta din steșul nostru. Aveam unul cu Ronaldo, dar cred că merge mai bine pe Quaresma. Luăm tricoul, ne facem echipamentul, luăm pe Roger, că merge cu noi, și îi dăm bătaie. 10 minutes later. Update vlog, a venit și Roger cu noi și îi dăm un tricou. Îi dăm de fapt un tricou cu Totti. Că e jucătorul lui favorit. Da, a filmat deja. Ține și tu că trebuie să fac stânga. De fapt ne-am gândit mai bine și știm că jucătorul lui favorit este Totti. Da. O să-i dăm un tricou cu Totti de la Roma. Și acum îi dăm bătaie. Mergem până în Băneasa, în Greenfield, la Giro. Poate mâncăm și un giros. Aș fi idee. Pentru că îmi este foarte foame. Mâncăm acolo și... Atât. Îi facem și un review. Îi facem cheltuială. Îi facem și un unboxing. Da, îi facem și un review. Unwrapping sau cum naiba se numește. Ce? Unwrapping. Mukbang. Ce-au făcut? Facem mukbang. Și după aia mergem la meciul România Olanda, Cehoslovacia. Ne vedem când ne întâlnim cu Alex Drăgușin. Gata, băieți. Am ajuns în Greenfield. Ia uitați-l și pe Roger. Cam soare, dar cică se anunță ploaie. Cică se anunță ploaie și ne mergem pe la arenele romane să filmăm și să vedem ce ne prinde ploaie. A venit și Alex, căutați-l. Am ajuns aici la Giro. Momentan închis, ei deschid la ora 12. Îl așteptăm pe Alex și pe Alexul al nostru și pe Alex Drăgușin să facem niște interviuri șmechere. Ia uitați ce simpatic e. Nu. Gata vlog, îi dăm drumul la filmare. Gata, dăm drumul. Hai. Ei, rup, 2-10. Ai 60 de secunde să răspunzi la toate întrebările, ok? Bun. Mamă. Cel mai bun marcator all time în meciurile oficiale. Ronaldo. Stadionul pe care joacă AS Roma. Olimpico. Jucătorul cu cele mai multe goluri înscrise într-un an calendaristic. Messi. Echipa la care și-a făcut debutul Kylian Mbappé. Gândește-te la... PSG, nu știu. Nu, dar tot în Franța. Marseille. Nu. Lyon. Monaco. Perfect. Ok. Dar care e numele complet? AS Monaco. Ok. Cel mai bun marcator al Naționalei Braziliei. Pelé. Nu? Nu? Nu. Pelé are 7-7. Incredibil. Neymar. La ce echipă a luat chipul Champions League? Inter. Singura echipă invincibilă din Premier League. Tottenham. Dar tot din Londra. Arsenal. Felicitări, ai câștigat. Acum să vedem și premiul, nu? Haideți, guys, mergem să luăm tricoul pentru Drăgușin. A câștigat acest tricou cu Totti. Să-i dăm, să-i facem surpriză. Hai să vedem și reacția lui. Sper să se bucure pentru acest tricou. Hai să vedem. Oho! Wow! Asta de la din 2000-2001. Wow! De când au luat campionatul, cred, nu? Parcă da. Parcă în 2001. Deci, wow! Deci, nu știu ce să zic, este... Ăsta o să meargă sus. Nu, e pentru soția mea. Soția mea din spate zice că mulțumim pentru tricou, cadou este pentru ea. Gata vlog, am terminat și cu Alex. Păi n-am terminat. Bă, da, stați! Intrăm la giveaway și noi. Să intrăm la giveaway. Hai să mâncăm un giros, era să zic un giveaway. Spune ce trebuie să facem ca să ne înscriem un giveaway. Deci, trebuie să luați un combo, orice giros de pui sau porc, cu orice Mythos de grecească, acum dacă sunteți cu mașina în orice. Trebuie să alegeți varianta de Pepsi. Ok, perfect. Și aveți o șansă la acel tricou. E un extract după finala Euro. Câștigătorul la acasă tricoul semnat de toată generația de suflet. Adică eu. Eu o să fiu ăla care câștige și... Ce mărime e? E mărimea ta, cred. E tricoul lui Rafa. E un XL. XL e ăla? Da. Cred că e un pic largos, dar îl fac eu, îl cambrez la
Că e mărimea ta. Știi cum a sunat asta? E mărimea ta? Că de ce e în piață la o borsă aia? Am o pereche de blugi, e mărimea ta, știi cum vine pe tine? Ăla e. Ia uitați, băieți, nebunul ăsta. Haideți să vedem cum e. Dă-ne un feedback real, hai. Deci sosul nu e ketchup. Ca să înțelegeți, e ceva. Este foarte mare, în primul rând, e foarte plin. One hour later. Gata vlog, l-am luat și pe Vișan. Ia uitați-l, da? Mergem să filmăm câteva chestii la meci și să susținem România la arenele romane. Hai să luăm mașina. E căldură mare, rău de tot. S-a anunțat la un moment dat ploaie, dar pare că e senin. 10 minutes later. Gata, băieți, am primit voucherele. Da, le-am zis brățară, așa brățară largă. Am crezut că ne dă brățări de alea largi. Mamă. Mi se pare că era mai mare când eram eu mai mic. Hai să ne luăm apă și o bere, probabil. Se pare că s-ar putea să înceapă ploaia, cam nașpa. Lumea începe deja să vină la stadion. Lumea deja începe să vină aici la arene. Sper să nu înceapă ploaia, să ne strice masul. Fraților, în câteva minute începe meciul. S-a strâns ceva lume aici. Avem așa câteva interviuri. Nu e full. Așa e când vrei să dai 30 de lei. Dar s-a strâns ceva lume. Este minutul 8, a început un pic ploaia. Ia uitați-vă oameni cu un foc de ploaie. Nu ne oprește nimic, suntem la meci aici, susținem România. 10 minutes later. Băi, vlog, a început ploaia, ca lumea. Dă cam bine, cred că mai bine mergem. Hai să o dreacu, că a început ploaia, ca lumea. Da, ne-am oprit un pic. Adică până ajungem sus se oprește ploaia. Da, se pare că am luat gol cam ușor. Se pare că se conduci cu 1-0, dar continuare susținem. Este minutul 27, între timp s-a 37. Da, nu funcționează foarte bine. Între timp s-a oprit și ploaia. Lumea s-a adunat între timp. Și au luat înapoi locurile, mă rog, care au mai prins. În continuare este 1-0. Olanda s-a cam suit pe noi. Să vedem ce se întâmplă. Final de primă repriză, 1-0 pentru Olanda. Greu, e greu ce se întâmplă. S-a jucat ok. Dar parcă lipsește ceva acolo, mai ales pe faza de atac și pe apărare. Nu ne-am mișcat cum trebuie. Bubă și a ieșit repede. Bancul suspendat. Edi supărat. România supărată. La palat. Greșeală de portar acolo, Niță. Putem mai mult, eu zic că facem 2-1, cu doar că cine pierde 3-0, să vedem mă zicem la final cine a avut dreptate. Da, cam astea-s vibe-urile aici la meci. Vlog este 2-0. Greșeală mare în apărare. A început și pe aia și cred că e offside. S-ar putea să fie offside. Să verifică dacă tot eu nu mă rezolvă. S-a văzut prima fază, dar era mult prea în față.
de către Viola lui Manor. Poate fi un moment extrem de important. Da, avem șansă, se pare că este offside. Am scăpat, dar nu... Încă nu s-a terminat meciul. Da, băieți, se pare că predicțiile mele au funcționat sau au fost adeverite. Din păcate, 3-0 pentru Olanda. Vedeți ce se va întâmpla mai departe cu celelalte echipe. Așa că încheiem aici vlogul. Asta este. România a jucat bine. Dar atât s-a putut.